Noi astăzi suntem într-o scurtă vizită la prietenul meu, Dragoș Usiac, care o să ne prezinte ce desfășoară el pe aici, pe la garaj, zilnic. Mai exact, prepararea acestor mașini de la stadiul de coajă, de la zero, până la acest produs finit. Care, după cum puteți observa, eu zic, arată într-un mod extraordinar. Mai e de multă. Salutare, salutare. Nu s-a finalizat. Dragoș, spune-ne câteva cuvinte despre cât ți-a muncit la mașină, ce rostul ne-a presupus. A dus o caroserie din Anglia, ruginită, ca alta care este în lucru. 6 luni de zile de la stadiul de caroserie, de muncă efectivă, la produsul acesta care finit. încă nu este finit. Dar mai trebuie ceva. Nu, mai trebuie mult. Da. Păi haide să ne arăți de unde începe mai exact munca efectivă. O să intrăm aici puțin în Dacrib. În fabrica de Evo. În fabrica de vise. De vise, da. De vise la chef. Finul meu și asociatul meu. Salutare! Salutare! Pe fundal se poate vedea o mașină istorică în raliuri, în campionatele de raliuri, care urmează a fi preparată. O să fie într-un subiect viitor. Aici este, de aici pleacă. Deci pleacă în caroseria de nu. Deci caroseria prima fabrică aici. Prima oară o punem pe WhatsApp. Da. Răsucită, vine pe toate părțile. Perfectă. Și se coace, se debate. Se coace. Asta este munca. Aparate de sudură, flexuri cu perie de sârmă. Aici e un motor de Evo, da? Motorul împreună cu transmisia. Cutie de viteză și cutie de transfer. Câteva anexe. De Evo. De la așa ceva, cred că cu recondiționat. Da. Sperăm la anul, în timpul ăsta, să fie testat. Cu siguranță va fi, ca și cea mai tineră. Despre ce se petrece pe el, despre ce e vorba. O mașină a unui prieten bun de-al meu. Mi-a dus-o să mă bun de ea. Cam am mutat volanul de pe partea de-alta, pe partea stângă.
fost o mașină de curse, va fi o mașină de stradă. Este și mașina aceasta stadiu de recondiționare total. Motor desfăcut, transmisie desfăcută, revizuită, înlocuit absolut ceea ce este nevoie, revopsită, integrată. O să fie ulterior o mașină de stradă, nu o să mai avem. O mașină de stradă, da. A fost o mașină de curse. Am ajuns. Au transformat o mașină de curse dând în interiorul jos. Da, da. O să intre și aceasta caroserie pe condiționă. Da, ca și aia de acolo. Ca și aia. Adusă tot o caroserie recondiționată complet, la fel ca cea care este pe stativ, făcută din geniu integral, vopsită integral, prinsă pe seria. Se găsesc încă piese noi pentru modelul ăsta de mașină. Se găsesc încă piese noi originale pentru modelul acesta, nu se găsește nimic aftermarket. Da. Toate că nu doream să mai găsesc ceva aftermarket, nu se găsește aftermarket. Asta probabil urmează decât atașarea pragurilor și probabil aeronul. La asta nu mai avem decât de... Partea de detailing. De caroserie și de curățare apoi, de detailing. Da. Și o să arate la fel ca cea galbă, nu? Exact. Sperăm. Să aibă același look. Da. E o Mitsubishi Evo 4. Import Japonia, stoc momentan 285 de cai de fabrică. Urmează a fi transformat într-un Mitsubishi, într-o replică a unui Mitsubishi Evo 6 Tomy Makinen. Niște mașini foarte rare și foarte rare. Ușor. Se va transforma și această mașină, este funcțională. Urmează și cu astea, probabil, are filosofie. Are filosofie, da, bata spate și... Și dar costuri estimative? Costuri depășește 10-12 mii de euro. Vreau să mă opri aici, va ajunge mult mai, mult mai departe. Investiția va fi mult mai mare. N-am avut cură să-i punem pe hârtie. N-am pus nimic pe hârtie, n-am calculat nimic deocamdată, pentru că ne va speria și nu vrem să ne oprim aici cu calculele. Și cam atât deocamdată cu mașina asta. Azi o să-l cunoaște și pe prietenul nostru Mihai, cel care se ocupă de... Salut, Mihai! Cel care se ocupă și de, efectiv, de partea tehnică la aceste mașini. O să ne spună câteva cuvinte despre istoria acestei mașini, unde a pornit, ce s-a întâmplat cu ea. Mihai, ai cuvântul. Este o mașină luată din Anglia. Mai mult o caroserie. Da? Care s-a desfăcut toată, s-a modificat volanul pe stânga. Asta a fost prima. A fost pe volanul dreapta, s-a făcut conversia. S-a revopsit. Iar motorul... Caroseria când era acolo. Caroseria când era goală. Da, revopsită complet, adică inclusiv compartimentul motor. Inclusiv compartimentul motor. Da. A doua etapă care a fost etapa motorului. Da. Care motor a fost desfăcut bucăți. Complet. De la care am început. De la vibrochenul standard al mașinii, în care s-au pus cuzineți de palier, bielă, ACL-uri, da. Pistoane Wiseco, biele K1, da. Garnitură de chiloasă. Adică biele forjate, ca să înțeleagă toată lumea. Biele forjate. O garnitură de la Tomei, garnitura de chiloasă. Bineînțeles.
axe cu camea de 274 de grade Gravier Motorsport. Aha. O turbină mai mare, o turbină de Evo 9. Șerpi de la evacuare. De da. Evacuare. Blow valve. Blow valve, un intercooler mai mare. Un suspensie camber am văzut. Da. Acum... Un filtru sport. Radiatorul mașinii nu e cel original, e un radiator custom de ăsta. Da. Am observat după ceasul de... Da, este un radiator Japan Speed, după cum se vede și pe el. Da. Tubulatura este din aluminiu, da. Majoritatea. Din ea cu furtune Samco. Cam cât timp a durat recondiționarea motorului, strict a motorului? Să zicem, de fapt, o săptămână. Bine, recondiționarea motorului a durat datorită pieselor. Da, pentru că piesele au fost comandate din afară, da. Au venit mai greu. Dar ansamblarea lui, din momentul în care am avut piesele, a durat cel mult o săptămână. S-a pus ambreiaj Stage 3. Dar de stradă, am XTD. Da, da, da. Mașina deocamdată este pe calculatorul ei stock. Va avea o electronică. Este o electronică TDD, Warboro. Normal, mașina stock are undeva la 280 de cai. Deocamdată nu știm, pentru că încă nu este finalizat rodajul. Se face rodajul. Da. Am făcut deocamdată 400 de kilometri cu ea pe stradă, cu o presiune de undeva de 0,7-0,9. Adică o presiune cumva standard. Da, standard, cât de cât standard. Dar acum vor urma restul. Cam unde crezi că ai putea să ajungi cu presiunea după turbina asta? Cam unde lucrează? N-aș vrea o presiune foarte mare, undeva 1.4-1.5. Pentru că nu vreau să... Motorul rezistă la ce este băgat în el, rezistă la mulți cai, mă refer peste 500 de cai. Da. Oricum mașina nu vreau să o duc pentru protecție, pentru că este o mașină de stradă. Da, da. Undeva la 400, între 400 și 500 de cai. Da. Transmisia a rămas... Transmisia este transmisie stock. Da. E varianta care a venit pe RS sau pe GSR? Deocamdată nu pot să spun, pentru că nu am solicitat mașina în ture marca să pot să-mi dau seama cât de lungă este cutia sau dat cutia este. Ai făcut doar câteva probe pe ea. Exact. S-a mers cu ea până în 3.000-3.000 jumate de ture. Până se rodează tot ceea ce... Pentru rodaj. Da, înțeles. Acum urmează din nou să-i facem alte reglaje. Am înțeles. În rest, alte modificări la motor nu au mai fost aduse, nu? Nu. În afară de pistoane, biele, cuzineți, axe cu came. Și am mai văzut pe partea de distribuție, am văzut... Da, sunt... Cu reglaj gradual. Sunt cu reglaj gradual pentru axele cu came, pentru avans. Da, da. Eu știu, dar am încercat să fac cumva să înțeleagă da, și lumea care ne privește. S-a schimbat sistemul de aprindere, s-a pus bobina pe fiecare piston. Uh-huh. Sunt bobine de Toyota, care da. Sunt recomandate, se pot pune și altfel de bobine, dar deocamdată le lăsăm pe asta. Pe acestea. Am înțeles. Despre transmisie am vorbit, despre suspensie. Suspensia este stock a mașinii? Nu. Suspensia nu este stock. După cum ai văzut, suspensia este... Am observat că e reglabilă. Da, că are și unghi de camber acolo, se poate regla. Se înțeleagă toată lumea, unghiul de camber înseamnă unghiul de cădere a roții pe partea carosabilă. Da, motor... E mai complicat de explicat, dar mai pe înțelesul tuturor. Ce n-am spus, dar o să vadă în motorul că sunt pozele cu motorul desfăcut, are prezoane ARP-ul pentru chiuloasă, la vibrochel la fel, bineînțeles, să nu se întindă, să reziste.
Asta e un ceas pentru, da, pentru temperatura un, din, un ceas, din, da, sistemul de răcire, exact, din radiator, da, mai exact. Da, da. Am înțeles. Există și custom, adică pus aparte de ceea ce avea mașina. Ceasul nu, deocamdată nu sunt. Deocamdată nu, am o să fie puse. De presiune și de temperatură, probabil. Da, 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 o să aibă de presiune, temperatură ulei, presiune ulei și temperatură apă. Da, da, da. Totuși, fiind o mașină de stradă, probabil că au fost și desfăcute. Și bineînțeles, un AFR, pentru că fiind cu un standalone, da, da, mașina va merge cu standalone, va fi nevoie de un AFR. Da, da, da. Permanent. Bănuiesc că și diferențialele le-ați desfăcut, le-ați curățat, le-ați... Da, absolut totul este recondiționat, absolut totul este recondiționat, desfăcut și montat din nou. Deci cam asta se face pe la... Pe la normal. Fabrica de Evo, la voi? Da. Fabrica de Evo. Bine zis? Da. Da? Cam asta. Facem, le readucem cu alte cuvinte la viață. La viață, da. Mai exact. La viață. Cum va urma și cea de acolo? Când? Da. Nu se știe că va fi gata. Da. Este ceva de muncă. De care de fi. De ieri, da. De bine ține numai partea mecanică. Da. De colegul Dragoș, partea de... De tinichigerie. De tinichigerie, de caroserie. Da. Interiorul e interiorul mașinii. Da, da, da. Este interiorul șoc. Mașina va avea un kit de Tommy Machine. Aha. Încă la știință. Deci va fi o replică Tommy Machine. Da, da, va fi o replică Tommy Machine. Încă mai așteptăm elemente de caroserie. Mai așteptăm pragurile, over fenderele, eleronul de spate, spoilerul de spate, spoilerul de față l-avem. Da, păi se și vede că e neconcordanță între da, aripile de față și partea și partea spate. Da, exact. Despre frâne? Frânele sunt Brembo. Brembo. Sunt frânele de sunt pe Evo 5, Evo 6, Evo 7, Evo... Frânele... Ea fiind stoc un Evo 4. Da. Când a fost adusă mașina. Care Evo 4 nu are sistem de frânare Brembo. Am înțeles. Număr de pistonașe la frânele de pe față? Sunt 4 pistonașe. 4 pistonașe pe trier. Pe trier, pe spate sunt decât 2 pistonașe. Am înțeles. Evacuarea? Evacuarea este evacuarea ștoca mașinii. Am înțeles. N-a fost reconstruită. Nu este reconstruită. Adică o lăsăm pentru să nu fie foarte zgomotoasă și probabil cum este de fabrică ea zgomotoasă și probabil pentru perioada de rodaj. Normal, pentru perioada de rodaj. După aceea vom vedea, nu se știe ce va fi. Dragoș, am înțeles că are evacuarea făcută. Am înțeles. O să discutăm într-o bună zi și cu băiatul care face evacuările, că și cu el o să avem de discutat, să ne spună exact în ceea ce constă munca lui. Da. Eu munca mea o spun, acum urmează motorul la... Încercăm să mai înviem încă una. Da, încă una asta. Ne-a povestit Dragoș câte ceva despre ea. Da, o să mă apuc de motor, cred că de săptămâna viitoare. Da. De motorul pentru ea. Da, am văzut că era ceva desfăcut pe acolo. Da, da, sunt piese, vibrochenul, cam absolut tot. Cam aproape toate piesele sunt. Da, da, da. Pentru motor. Acum mai este vorba și de cheful de muncă, cum se spune. Da. Să mai glumim. E, pentru mai că totuși la un motor necesită foarte multă atenție, foarte multă precizie. Da, da, da. Hai să discutăm pe concret puțin pe imagini ceea ce s-a făcut efectiv la această mașină. Mihai, începe de unde... Că tu știi cel mai bine. Începem de la un bloc. Da. Normal, ca un bloc motor, este un motor 4G63 de 2 litri. Începând de la un bloc gol, curățat, suflat, fiecare canal de ungere, fiecare orificiu. După aceea la un vibrochen stock, standard. Am început cu niște cuzineți bielă, palier, acele, racing. După aceea pistoane Viseco cu
BLK Ioane. Da. Cuzineți? Cuzineții, am spus despre ei, sunt acele. Acele, da. N-am fost alături. Racing. Cu o garnitură de chiloasă Tomei. Axe Sport Graveyard Motorsport. De 274 de grade. O turbină mai mare de Evo 9, care toată lumea știe, cei care știu despre Evo, că pe Evo 9 este o turbină mai mare decât turbina de este pe 456. Da. Început cu absolut totul, cu montajul. Desfăcut practic din toate șurubelele. Păi desfăcut practic din toate șurubelele, după cum se va și observa din fotografii, din cum fotografii, a fost... Da. Montat cu fiecare piesă, toate stagiile. În parte, în toate stagiile, s-au scos baladoarele, uh-huh. Axele de echilibrare, cum ar veni. Asta vreau să te rog, să explici. S-au desfințat toată lumea. Totuși crește mai repede în turație. Da, e mai din putere, faptul că trebuie să antreneze și acele axe. Bineînțeles, bineînțeles, pentru că totuși sunt două axe în plus, da. Două contragreutăți. Da. Pentru echilibrarea motorului. Și cam toate astea ar fi în mare despre motor. În mare. Pe motor s-au pus prezoanele de la... De la chiloase. De la chiloase sunt tare pe uri. Așa, prezoanele mai de la Vibrochen, bineînțeles. Da. Rezistă, nu se întind. Prezoanele la Vibrochen la fel sunt tare pe uri puse. Da. În general, cam asta este în mare despre motor. Mulțumim frumos, Mihai. Mulțumim mult.